Aș dori, dragii mei, în această seară, cu ajutorul cuvântului Lui Dumnezeu, apropiindu-ne din nou de El, să abordăm un aspect foarte important în viața credincioșilor. Cuvântul Lui Dumnezeu îl prezintă ca pe o poruncă prin scrierea Lui Pavel, tesalonicenilor, și dă acest imperativ atât de important. Nu stingeți Duhul. Nu stingeți Duhul. Atunci când vorbim despre nu stingeți Duhul, nu, acest verb ne duce, nu a stinge, verbul ne duce spre ideea unui foc, da, a unui foc. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu stingeți, scumpii mei, focul. Nu stingeți focul. Dacă privim în cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că prin, simbolistica naturală pe care o adoptă cuvântul lui Dumnezeu cu privire la uh, lucrarea Duhului Sfânt și la identitatea Duhului Sfânt. Acolo vedem apă, nu râuri de apă vie, vedem uh, adiere, vânt. Nu? Iată că în fapte, capitolul 2, aș vrea să privim cu atenție și să vedem ce ne spune cuvântul despre ziua cea mai importantă din uh, viața și istoria bisericii. În ziua cinzecimii, capitolul 2, fapte, primul verset. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit vâșuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și acum ceea ce este important, subliniem, da, pentru seara noastră, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei. Iată deci că avem acest simbol al Duhului Sfânt, focul, da? ne imaginăm, dragii mei, fiecare, să zicem, având focul său, apoi fiecare cu făclile, cu focul său venind la focul mare al Bisericii lui Dumnezeu, pregătind nu, această extraordinare uh, căldură și uh, deosebită putere nu, pe care o are Duhul Dumnezeu arzând în viețile noastre, ne Reamintim cuvântul scris de Apostolul Pavelului Timotei. Timotee, înflăcărează darul. Pentru că focul acesta îl primim în dar de la Dumnezeu. De aceea este foarte important, scumpimei, mei, să nu înflăcărăm, să suflăm în el, să punem pe el ce trebuie pus. De ce? Pentru că. Acest foc trebuie să ardă necontenit. În cuvântul lui Dumnezeu, în închinarea evreilor, era o poruncă să nu se stingă focul. Focul închinării scumpii mei trebuia altar să ardă, trebuia întreținut. De aceea ne spune cuvântul lui Dumnezeu că era un anum, o anumită parte a seminților lui Israel erau cei care erau destinați, dacă îmi permiteți, specialiști, specializați, da? în slujirea la cort, la templu, tocmai ca să întrețină, să înflăcăreze în permanență relația și prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu cerea ca acest foc să nu se stingă, să ardă în continuu. Dacă privim, dragii mei, comparativ cu ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, Vom înțelege de ce este atât de importantă această lucrare, nu stingeți, nu lăsați să se stingă focul. Vom vedea în Cuvântul lui Dumnezeu că acesta, Cuvântul, ne spune, ne compară pe noi. Și vreau să vă citesc și să uh, ascultăm ce ne spune Cuvântul. În 1 Petru, noi suntem chemați, credincioșii Harului, scumpilor, să întreținem. Această lucrare pentru că avem o identitate specială cu o funcțiune specială. Și voi ca niște pietre vii, 1 Petru, capitolul 2, versetul 5. Și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, ce făceau preoții, se ocupau tocmai de legătura dintre oameni și Dumnezeu. Să fiți scumpii mei o preoție sfântă. Jerfele trebuiau trecute prin foc. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune că voi trebuie să aduceți trupurile, noi, biserica, credincioșii, să punem trupurile noastre pe altar, acolo unde este focul Duhului Sfânt, și pe acest altar al închinării, trupurile noastre, dragii mei, prin calitatea pe care o primim de preoție sfântă, aducem jerfele duhovnicești. De aceea aceste jerfe care sunt, dragii mei, pentru jerfe erau, erau două elemente fundamentale care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Foc și sare. Nu era permis să nu se pună sare pe jerfe, era o insultă era un sacrilegiu, scumpii mei, să te prezinți înaintea lui Dumnezeu nepregătit. Vom vedea, vom vedea graba și amatorismul spiritual a doi dintre eroii Bibliei care s-au apropiat de foc și în loc să mișlocească pentru lucrarea pe care a fost chemați, vom vedea că au plătit cu viața, pentru că nu s-au conformat la standardele de pregătire și de apropiere față de focul lui Dumnezeu. Deci, scumpilor, trebuie să înțelegem că noi avem o identitate aparte. Suntem preoție sfântă și unde lucrăm? În templele Duhului Sfânt care suntem noi. Noi suntem chemați de divinitate prin Hristos să înlocuim preoția în Vechiului Testament, îmbrăcată în corespunzătoare, echipată scumpii mei pentru a mișloci, pentru a face lucrările ce le făceau ei, dar, bineînțeles, în virtutea noilor dimensiuni cristice. Noi nu mai suntem acum chemați să intrăm cu frică și temere, o dată pe an, de exemplu, să ne punem problema, cum și-o puneau ei, nu aminteam aici, probabil, ce era în inima, în inima marelui preot care trebuia să se pregătească, să intre a doua zi, știa că intră în, 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 în Sfinta Sfintelor. Și dacă nu era pregătit, scumpii mei, imaginați-vă consecințele care erau. Iată că Hristos a intrat pentru noi, a deschis calea cea nouă a închinării și nouă acum ne revine sarcina, porunca, dragilor, să menținem focul aprins. De aceea ne spune cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care a fost lăsat ca o flacără peste fiecare dintre credincioși, nu? aici în ziua cinzecimii, când au început să vorbească în alte limbi, când au pus în uimire pe toți ceilalți, când sub puterea focului divin îl vedem pe Petru, cel care, uh, scumpii mei, de câteva ori bune s-a uh, lepădat. Iată, îl vedem pe Petru acum, plin de flacără aceasta, înflăcărat de căldura Duhului Sfânt, se ridică și vorbește uh, în fața a mii de oameni. Rămânând cu toții. Putem să spunem, fără replică, uimiți de unde un pescar, un om simplu, are această putere. Același foc, aceeași flacără, dacă-mi permiteți, l-a ridicat pe, pe Pavel, cel care s-a dus cu scrisori de condamnare, de, de, de execu executare, nu? Cu, cu sentințe clare în inimă și în mână și o avea și în inimă, bineînțeles. Iată că Dumnezeu i-a schimbat, scumpilor, prin prezența focului divin, i-a schimbat uh, uh, practic trectoria vieții și dintr-un prigonitor a ajuns să fie el însuși prigonit. Focul lui Dumnezeu face schimbări extraordinare în Templu, în trupul nostru. Prezența Duhului Sfânt nu se rezumă doar, așa cum o spun de foarte multe ori, la uh, simpla și necesara vorbire în alte limbi, prin care ne întărim și comunicăm cu Domnul, de exemplu, nu în tainele cerului, scumpilor, ci avem și această practică specială de creștere, de întărire și de dezvoltarea ființelor noastre spre lucrurile desăvârșite. Pentru a ajunge la desăvârșire, pentru a fi gata pentru răpire, pentru a fi pregătiți pentru ziua întâlnirii cu Dumnezeu, avem titlul mesajul lui de astăzi. Nu stingeți Duhul. Se pune de foarte multe ori întrebarea cine ia inițiativa stingerii focului divin? Unii spun că le Domnul conform cu o rugăciune spusă de un împărat nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dar Dumnezeu în ce condiții îl ia și haideți să vedem care sunt, scumpii mei, uh, practicile, dacă le putem numi așa, care sting focul divin, care îl lasă pe credincios rece, inert și mort față de Dumnezeu. După ce cuvântul și Biblia ne învață, în special în Cartea Romani, se duce această teologie a, dacă îmi permiteți, mortificării trupești, a mortificării față de faptele firii pământești. chiar și Pavel, nu vedem că scrie atât de, de clar, de pregnant, uh, faceți să moară faptele trupului prin voința noastră personală, prin exerciții de concentrare și de gândire pozitivă, știu mai cât e de pozitiv omul, nu trebuie să ne spună nimeni, ci prin Duhul. De aceea este foarte important, scumpii mei, ca Duhul lui Dumnezeu să fie în permanență în altarul minții al inimii noastre arzând. Fără acesta, evident, creștinul pierde, dragii mei, legătura, traiectoria, și disponibilitatea de a sta înaintea Lui Dumnezeu. De ce? Haideți să vedem cum poate sau ce practici există, pentru că există și vom vedea în cartea Lui Dumnezeu că sunt câteva uh, elemente explicative în concret în ceea ce înseamnă uh, pericolul stingerii Duhului. Încă o paranteză, dacă mai, mai îmi permiteți. Înainte Înainte de a se ajunge la stingerea Duhului, sunt câteva elemente distinctive care uh, îi, îi descriu viața credinciosului. Există ispitirea Duhului, mințirea, uh, întristarea Duhului Sfânt, împotrivirea față de Duhul Sfânt, pentru că Duhului Dumnezeu va interveni și nu va îngădui creștinului să meargă la stingere. Dar dacă acesta insistă... Și cu căpoșenie, dacă îmi permiteți, cu o brăsnicie chiar rămâne pe linia stingerii, dincolo de stingerea Duhului Sfânt nu mai rămâne nimic decât hula împotriva Duhului Sfânt. Odată ce Duhul este stins, scumpi mei, în afară de hulă nu mai rămâne absolut nici o altă posibilitate de întoarcere și odată, odată comisă hula împotriva Duhului Sfânt, este un păcat, vedem, imparabil, care, dragii mei, nu mai poate fi oprit de nimeni și care are consecințe dezastruoase, catastrofale pentru cei care îl comit și îi dau curs cu viața și uh, inima lor. Acum, haideți să vedem, dragii mei, câteva practici care duc la stingerea Duhului. Aș vrea să... Ascultăm și să fim atenți pentru că Duhul poate fi stins. Nu vă imaginați nu acum că Dumnezeu poate fi învins sau îl stingem pe Dumnezeu uh, ca și ideea de absolutism de plin prezent în viața Bisericii și ca esență divină. Nu! Ci pentru cel în cauză se stinge, dragii mei, elementul de comunicare. Duhul lui Dumnezeu pe lângă uh, focul identității care transformă și pecetluiește, pe lângă adierea nu? care, dragul meu, te conduce și vântul Duhului Sfânt te duce și te ține pe traiectorie și direcție, există și râul, există binecuvântarea care transformă inima omului într-un izvor nesecat. Imaginați-vă toate aceste elemente ilustrative pe care le avem în Cuvântul lui Dumnezeu, care nu mai există, unde nu există apă, ce există? Secetă, pustiu, adică moarte. Unde nu mai există foc, pierdem două elemente foarte importante, lumina și căldura. Unde nu mai există, dragii mei, adierea prospețimii, există, dragii mei, moleșală până la efectiva pierdere a cunoștinței pe care Dumnezeu o lasă minților noastre. Și pur și simplu nu mai avem nici un mod de a ne orienta. Putem noi tot să băgăm degetul în gură și să căutăm vântul, să vedem pe unde bate, că nu ne va mai spune nimeni absolut nimic. De aceea sublinează cuvântul lui Dumnezeu, nu stingeți Duhul. Acum, de să vedem, în fața acestui pericol extraordinar, prima practică, scumpii mei, care ne poate pune într-o postură uh, complicată. Și aș vrea să o abordăm. Duhul poate fi stins scumpii mei, atunci când nu este alimentat focul cu interes, cu dragoste, cu dorință. Cu alte cuvinte, lăsăm focul să moară. Nu mai punem pe el nimic. Vreau să vă citesc un cuvânt din Proverbe, capitolul 26. Unde în versetul 20, chiar dacă este un context diferit, dar mergem pe aceeași linie, uitați ce este aici scris. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. Deci, când nu mai sunt lemne, în viața multor credincioși, dragii mei, focul atunci când nu este întreținut. Când intervin două aspecte care marchează, eu cred, destul de adânc, de profund, viața de închinare a bisericilor evanghelice, să le numesc așa, din secolul 21. Dezinteresul și ignoranța. Se creează, dragii mei, această stare de îndepărtare pe care o vom vedea la un alt o altă practică are consecințe uh, deosebit de grave. Când nu mai punem lemne pe foc, când nu ne mai interesează preocupările pe care Duhul lui Dumnezeu le are ca interes comun împreună cu cu preotul. Când preotul este chemat la altar și el se duce într-o direcție opusă, s-a vorbit azi dimineață despre Samson, nu? Samson, chemat să fie judecător, a fost el judecător 20 de ani, dar realizările au fost, mă rog, discutabile. Și mai ales sfârșitul său. Nu s-a dus spre direcția indicată de Dumnezeu, ci a mers la timna, nu? Cunoaștem cu toții istoria. Acum, sigur, avem acolo o scăpare. Am zis, păi Dumnezeu căuta prilește ceartă cu filistenii. Da, au omorât 30 de tineri și le-a luat hainele să-și rezolve conturile uh, prin trădarea nevestei sale. De fapt, n-a fost nevastă sa, a fost el. El a fost slab de înger și de minte, că nu putem spune altceva. Dar vedem, dragii mei, că atunci când nu se alimentează focul, interesul preotului pentru altar scade. Și diavolul vrea să aducă acest dezinteres la un nivel atât de înalt încât, scumpii mei, să pierzi din perspectiva orizontului și practica duhovnicească elementul cel mai important, veșnicia cu Dumnezeu. Să te preocupe alte lucruri. Dar să pui în plan secund, dacă se poate terțiar, și mai apoi să-l cobori în top definitivamente, interesul pentru a menține focul arzând. Nu mai cauți lemne, nu te mai preocupă condițiile altarului, nu mai așezi la nivelul dorit de Dumnezeu, calitatea jertfei. Și iată că puțin, câte puțin, dragii mei, ne alimentând Duhul cu rugăciune, să nu uităm ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte important, dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Duhul lui Dumnezeu ne este învățător. Ne este învățător. Vreau să vă citesc aceste frumoase cuvinte, să vi le reamintesc. Roman, capitolul 8, două versete. Citim două versete. Dar vă rog, eu acasă vă sfătuiesc să citiți întreg pasajul, pentru că este uluitor. Dar versetul 14 ne spune următoarele lucruri. Căci toți, cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Și fiii lui Dumnezeu sunt interesați să mențină focul Duhului arzând. Și apoi, rolul de învățător, versetul 26, Uh, repet, între 14, de fapt, puteți să luați uh, tot pasajul de la versetul 12, acolo avem un titlu: Creștinul trăiește în așteptarea mântuirii, în așteptarea întâlnirii cu Dumnezeu. Până atunci, El trebuie să mențină focul, arzând. Și aici ne spune cuvântul că Duhul, cel care, lângă, uh, cel care este lângă noi și în noi, ne ajută în slăbiciune. Deci noi suntem slabi. Imaginați-vă să lăsăm focul să se stingă, dragilor. Dacă lăsăm focul să se stingă, nu mai rămâne, dragii mei, absolut nimic. Sigur, fazele de stingere sunt interesante. Prima dată nu mai avem flacăra, înflăcărarea aceea. Îl vezi mai, o lasă mai moale cu pocăința, că trebuie să fim înțelepți, să nu ne aruncăm, să nu fim prea neprihăniți. Și oamenii caută în general la la faza aceasta de, de, de început de stingere, explicații. Dar Duhul ne ajută în slăbiciune. Noi nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar Duhul însuși mișlocește pentru noi cu suspine negreite. Imaginați-vă să nu alimentăm focul cu rugăciuni. Cât de repede se stinge elanul din noi. În momentul în care flacăra dispare, mai rămâne jarul mai mult sau mai puțin consistent, funcție de focul și dăruirea care a fost și a avut loc. Ați văzut oameni care au plecat scumpii mei de la o fază de înflăcărare și au ajuns la jar? Au ajuns la jar. Jarul este un, un teren de semnalizare care spune, atenție, puneți lemne pe foc! Atenție, revin în biserică! Atenție, reia rugăciunea, postul, apropierea, trăirea. Atenție, că după jar rămâne mucul. Se stinge și jarul, scumpii mei, și deși devine o practică a obișnuinței. Ținem doar mâinile așa, spune cuvântul Dumnezeu, călduți. E bine la foc. Țin minte când mergeam în, în excurs, în munții patriei. Hai să numim acest cuvânt, munții patriei. Primul lucru pe care îl făceam când ne opream, mai ales când era frig, făceam, căutam scoarță pe, 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 arbo, pe, pomi și căutam să facem foc. Oricât era de frig, oricât era de umed, oricum era iarba sau oricât era de, de, de eu știu, descurajantă perspectiva meteo, focul te încălzea, Îți dădea voie să faci rapid un ceai, schimba imediat atmosfera și uh, felul în care ne, ra ne raportam. Gândeai altfel. Ei, mulți ne încălzim la un foc de asta, așa plăcut, e călduță, o pocăință de asta călduță. E bine așa, dar să nu uităm că dacă nu punem lemnul pe foc, se ajunge la ultima fază, cenușă. Și cenușa nu mai aprinde nimeni. Cenușa la prima adiere a vântului este pulbere și se pierde. De aceea, dragii mei, puneți tot interesul prin rugăciune, prin apropierea și căutarea lucrurilor sfinte a Cuvântului lui Dumnezeu, în special pentru cei tineri. Trăim, scumpii mei, aceste vremuri, nu? Întotdeauna când se dorește implementarea uh, a ceva mult mai complicat, care în condiții normale nu putea fi uh, așezat datorită, să zicem, reacției colective, s-a creat ceva care să distragă atenția. Uitați-vă pe fondul acesta al Covidului. ului Toată, În ultimul an avem chiar o cultură, o, no, o neocultură COVID. Nu ne mai interesează nimic ce se întâmplă pe dedesubt. Dar multe lucruri la care nu le mai acordăm atenție, pentru că suntem sub efectul de turmă, suntem trimiși să gândim doar la problema și cultura, obiectivul COVID. Apoi ni se vinde tot felul de lucruri, dar pe dedesubt, sau în paralel, cu un segment informațional mult mai redus, se introduc adevăratele scopuri mizerabile, mărșave și demonice care vor influența societatea. De deci, aceea, scumpii mei, pentru credincioși, căutați să nu se stingă focul. Căutați rugăciunea. Căutați cuvântul lui Dumnezeu în familie, căutați să stați de vorbă cu copiii dumneavoastră, căutați să vă întăriți prin cuvântul lui Dumnezeu, eliminați sursele care vă pot îndepărta de ceea ce înseamnă divinitate, vom vedea imediat, și puneți lemne pe foc. Nealimentând focul divin, se stinge. Se stinge și rugăciunea nu mai are bucurie, nu mai are bucurie părtășia din cartea psalmilor, să dăm un exemplu, nu mai avem uh, nicio capacitate să putem raționa duhovnicește și să putem să gândim din punct de vedere dumnezeiesc la ce se întâmplă în societate și suntem nu foarte ușor atrași spre această, hai să o numim, scumpii mei, uh, ignoranță, lenevie, lenevie. Și nu uităm definiția leneviei, așa cum ne-o prezintă Apostolul Petru, o reluăm, cred că, pentru a zecea oară, dar este important pentru că ea contribuie, dragii mei, dacă este înțeleasă și evitată la păstrarea focului uh, nestins. Spune aici cuvântul Domnului, versetul 8 în 2 Petru, capitolul 1. Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește de plina, nu parțial, de plina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. De aceea, dragii mei, se plătește un preț foarte mare pentru de câte creștinii care înlocuiesc înflăcărarea cu dezinteresul. Înlocuiesc dorința de a fi împreună cu Dumnezeu, cu ignorarea voii lui Dumnezeu. Și focul se face jar, focul mai apoi se transformă în ceva fumegând, iar mai apoi scumpime este o simplă cenușă pe care evident nu mai folosește la nimic. Să nu uităm că există în cuvântul lui Dumnezeu o ultimă treaptă de avertisment la stingerea focului, mucul fumegând. Când acest muc fumegând, luăm bocancul dezinteresului și călcăm pe el, zicând, nu mai avem nevoie, Duhul lui Dumnezeu este stins. Este stins. Explicații, că se reaprinde, că punem locomotiva pe șinii, că scumpii mei, acestea sunt simple basme care nu au nimic de a face cu realitatea divină duhovnicească. Un alt aspect important, stingerea focului se poate face prin sufocarea lui, prin a arunca asupra lui. Când vreau să stingem rapid un foc, pentru că este foarte ușor de reperat de la distanțe enorme, mă refer acum în zone postii sau în zone de munte, nu? ziua poți să vezi foarte ușor fumul, zi, sau noapte, nu, mai, nu mai vorbim, flacăra poate fi ușor identificată funcție de obstacolele naturale și kilometri poți să vezi un foc. Dacă vrei să stingi repede și să rămâi invizibil, să zicem, arunci peste el o foaie de cort, un pământ, eu știu, calci pe el efectiv și îl stingi. Există acest pericol, scumpii mei, să stingem focul, dragii mei, prin a sufoca. Vreau să vă citesc un cuvânt. Există această sufocare cu preocupările noastre lumești, care nu au nimic din divinitate. Uitați ce ne spune cuvântul Domnului. Luca 21, versetul 34. Luați seama la voi înși vă. Luați seama la voi înși vă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Să luăm foarte bine seama, scumpii mei, că există acest pericol să stăm lângă foc, dar puțin câte puțin îl stingem prin îngrijorările care ne apasă. Revenim acum la contextul actual. La ce îți folosește să știi sau cu ce ai fi mai liniștit, cum te-ai ruga mai mult sau mai puțin, dacă, de exemplu, cunoaște toate tainele privitor la ceea ce se întâmplă cu acest virus. Să luăm un caz. Ce s-ar întâmpla sau cât de mult ar transforma sau te-ar motiva în mod real, scumpul meu, apropierea de Dumnezeu, înflăcărarea Duhului Sfânt, știind că mai ai puțin și probabil va trebui să treci dincolo de râu să ne întâlnim cu Dumnezeu. Cum ai pune interesul tău? Cum ai pune lemne pe foc? Unii dintre credincioși, dragii mei, datorită problemelor, fricii, spaimelor, există această cultură a stresului care este puțin câte puțin impregnată, repet, canalul cel mai puternic de impregnare al creștinilor cu această îngrijorare este media. Prin media scumpii mei se caută această coordonare a turmei pe o singură linie de supunere și de execuție oarbă a unui plan. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, să o luăm de, de exemplu, această carte e foarte, foarte interesantă și vreau să vă citesc unul dintre versetele care le-am găsit aici. Spune aici că această cultură duce spre ce? Spre versetul 15, de exemplu, este unul din exemple, capitolul 2. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Știm cu toții, nu? Acea cultură care nega divinitatea Domnului Isus, libertatea închinării în orice formă, în orice fel, Dumnezeu primește închinarea noastră, indiferent de felul în care ne prezentăm în fața Lui, și materia este păcătoasă, este mizerabilă, trebuie să o suportăm, chiar dacă păcătuim, dar harul lui Dumnezeu aduce. Eliberă. De aici sunt zeci, începând de la curentele filozofice, să zicem, medievale, și terminând cu cele mai oculte metode de practică și de gândire, să zicem, ale ocultismului contemporan. Este aici zidit în învățătura nicolaiților, care duce, scumpii mei, vom vedea în ultima parte, spre ceva care, la fel, poate să stingă focul. Deci, vedem această, preocuparea creștinului dincolo de limitele impuse de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă o limită și ne spune îngrijiți-vă, îngrijește-te cum te îmbraci, cum vorbești, ce faci cu banii, cum cheltuiești, îngrijește-te de bani și de sursa lor, ca să luăm acum o chestiune de, să zic, nivel uh, popular, să zicem, de bani mă îngrijorez eu, vi dau eu. Toate vi le dau pe deasupra. Voi, îngrijiți-vă să le distribuiți și să le aveți bine. Când inversăm rolul și ne punem în locul lui Dumnezeu, îngrijorându-ne pentru viața noastră, care oricum nu putem, scumpii mei, să o prelungim nici măcar să punem o secundă, nici măcar un fir de păr, nu putem să îl determinăm să crească. Și după cum bine se vede părul are planului, da? El se duce încet și sigur. Egal este lui că mie îmi place sau nu îi place, sau la alții ca și noi, da? De aceea îngrijorarea sufocă, sufocă, pur și simplu aruncă peste focul Duhului Sfânt un munte de îngrijorări. Și ne pomenim, scumpii mei, că ne rugăm, dar cu gândul la salar, la banii care mai rămân în cont, la mașina pe care vreau să mi-o cumpăr, la casa pe care nu mai termin în țară și vreau să o termin, sau cine stă în ea, sau să nu intre hoții în ea, dacă eu sunt aici. Și aceste îngrijorări, scumpii mei, de-a dreptul, putem să le spunem, microscopice față de planul enorm pe care o are Dumnezeu cu noi, vin și concurează cu focul divin. Și Dumnezeu ne spune, e focul lângă tine, se stinge și noi arde altceva. Pe noi ne preocupă problema noastră să avem noi succes, să avem noi o altă formă de exprimare, să demonstrăm, sau, mă rog, nu știu, fiecare... Mulțumesc, mulțumesc Dumnezeu că aici nu avem astfel de oameni. Slăviți să fie Domnul! Aici, toți care sunt în sala aceasta, căutăm să întreținem focul Duhului Sfânt. Trăiască Domnul! Aceasta este un lucru foarte bun și important. Dar, dragilor, dacă există astfel de preocupări care determină, poate la unul, mai bine decât o idee, poate diavolul vrea cu orice preț să te determine, vezi, lumea asta este a mea, lumea e a mea. Uh, lasă tu focul divin, închină-te împreună cu mine și mie și totul va fi al tău. Din tot ce a promis diavolul, n-a reușit să împlinească nimic. S-a mințit, mințit, pe el însuși că se va face hei hei, acolo sus, s-a apucat de alpinism pe munte, pe muntele Dumnezeilor și a ajuns la poale, în, în prăpastie. I-a mințit pe îngeri, cărora le-a promis că vor fi mari miniștri și eu știu ce somități în noua rânduială uh, demonică. I-a mințit pe oameni, da? A pervertit natura, atât umană, cât și a creației și tot ce diavolul a promis, scumpii mei, nu a îndeplinit. Tot ce promite Dumnezeu. Împlinește cu da și amin. De aceea, nu înăbușiți focul. Nu vă urcați și nu aruncați asupra lui, asupra focului acesta să se stingă tot felul de practici și de preocupări străine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune atât de simplu. Sunteți îngrijorați? Suntem îngrijorați? Ne e frică de vaccin? Să luăm acum ultima, eu știu. Ultimul, ultimul măs, măscărici de pe piață. Ne e frică de, eu știu, de alte lucruri? Se frică de moarte? Aruncă asupra mea toate îngrijorările. Aruncă -le la mine. Tu vezi ca focul din tine să nu se stingă. Dumnezeu are prioritate focul divin care l-a pus prin flacără a Duhului Sfânt în tine. El vrea ca tu să-l întreții, nu să arunci. Asupra nu să-ți încarci inima, nu să-ți încarci templu cu lucruri și cu lucrări străine. Focul poate fi stins prin sufocare, prin înăbușirea lui, cu tot felul de preocupări, scumpi mei, care nu au nimic comun cu Divinitatea. 3. Putem să stingem focul, scumpi mei? Și vreau să vă citesc mergem la cartea Evrei, vreau să citesc aici un verset care este foarte cunoscut. Focul poate fi stins prin a te îndepărta de el, a te îndepărta de sursă. Să nu uităm, dragii mei, ce înseamnă atunci când ne îndepărtăm de foc. Spuneam, pierdem două elemente foarte importante generate de acesta. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu Evrei, capitolul 10, următorul verset, 25. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Pierdem două elemente foarte importante ale focului. Căldura, căldura, scumpimenu, practic acea, acea radiație termică care determină confortul, care uh, îți pune viața nu? În, în, în mișcare, îți dă acel confort, liniște, pace, atunci când este frig, și orientarea, reperul, lumina. Două elemente care, dacă ne îndepărtăm de ele, primii care se îndepărtează de biserică, de focul divin, scumpii mei, nu părăsesc. Uitați ce ne spune. Vreau să mergem, pune -te, rog frumos, uh, capitolul 2 din cartea Apocalipsa. Foarte interesant. Am citit uh, zilele acestea, cartea aceasta și uh, am rămas uimit cât de mult se potrivește în contextul actual, puțin câte puțin vedem pașii. Spune aici cuvântul Domnului așa, scumpilor. Uh, Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4. Ce am împotriva ta este... Nu că ți-ai pierdut-o. Deci nu există pierdere. Ai părăsit focul. Ai părăsit focul. Când vine Duhul lui Dumnezeu, cel a determinat pe Petru să se ridice a fost dragostea pentru semenii săi, pentru națiunea lui. Când începi să părăsești focul și să te îndepărtezi de el, da? te îndepărtezi, zici, eu nu pierd pocăința că cu ochii pe el. Prima, prima capcana diavolului este să nu mai simți căldura. Nu mai simți căldura în biserică, a toți sunt contra mea. A zice, păstorul, nu, nu, nu mă înghite, ăsta e contra, e contra. Ăsta nu mă vede, comitetul nu mă bag în seamă. Eu sunt pe nicăieri. Asta vrea de diavolul, căldura. În primul rând să te scoată să nu mai fi ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Știți ce îi spune Dumnezeu unei biserici din Apocalipsa, cum să nu știm cu toții, spune ce am, ce am mult, mult împotriva ta, ba chiar îți devin dușman, putem să spunem, știu faptele tale, următorul capitol 3, versetul 15. Uitați ce vrea diavolul. Să fim cu lor Nu stingeți Duhul. Stingerea Duhului Trei, se face prin a te îndepărta de foc. Știu faptele tale, că nu ești nici rece. Mă, dar predică, mă, omul dă bani, uh, se implică. Da, da, mai are încă orientarea luminii. Dar, vine diavolul, îndepărtează-te, te trage puțin, te momește. te momește, te momește, te momește. Îți mai pune un pic de parfum, bun, stai că el nu are parfum. Bun, eu știu ce pune acolo, licorile lui alea scârboase. Și puțin câte puțin te ademenește prin pofte, prin preocupări, cum spuneam, prin tot felul de practici. Vino, 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 vino mai, vino mai, mai departe. Tu zici, eu sunt pocăit, botezat în apă și cu Duhul Sfânt, mă uit la foc. Eu nu pierd din vedere N-am pierdut din orizont focul. Focul este acolo. Dar deja cobori, 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 cobori și deja astăzi te vezi că începi să pei. Și te uiți unde era amvonul când Cum am ajuns eu acolo? Da, stai puțin, nu mai văd focul. Și scumpii mei, diavolul, în netrebnicia lui, întâi te face să pierzi căldura, să nu mai fii pentru că dacă ești pe foc, clocotești. Dar dacă iei de pe foc, nu, începi să te răcești, te îndepărtezi, chiar dacă ai fost în clocot. Și ce spune aici cuvântul? O, dacă ai fi în rece sau în clocot, dar pentru că. Urm, continuăm. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, se roagă fratele, predică fratele, cântă ba mai și prorocește. Da, dar e căldicel. Pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Așa, dragii mei, să înțelegem că prima, prin îndepărtare pierdem căldura și iubirea. Pierdem interesul pentru a veni la biserică. Să nu părăsiți adunarea cum au unii obiceiul care se întorc pur și simplu cu spatele. Unii din nefericire se întorc cu spatele către foc. Alții, repet, coboară treaptă cu treaptă. Treaptă puțin. Nu se vede în viața lor. Nu se vede în practica închinării, dar coboară, îi vezi tot mai jos. Și în loc să meargă spre cele desăvârșite, ajung să fie vărsați. Al doilea element ce se pierde, se pierde strălucirea focului. Și uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, plin de avertisment, iubitor, dacă îmi permiteți. Și vreau să vă citesc, scumpii mei, unul, așa, Corinteni. Mergem la Corinteni. Capitolul 2. Citeți de aici. Versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, 2 Corinteni, 4 cu 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cine? Pentru cei care au apucat pe o cale străină, n-au rămas lângă foc. Focul rămâne acolo și se stinge. Se stinge focul din inimă, se stinge ți se sting ochii și devii orb, nu mai vezi lumina, tu care te lăudai că vezi, tu care te lăudai că cunoști, tu care te lăudai cu experiențe, noi care ne lăudam cu Dumnezeul nostru, vine Dumnezeu și ne întreabă călduților, bebelașilor, copilașilor, aveți ceva de mâncare? Nu mai avem, Doamne, că nu suntem lângă foc. Nu mai avem. Nu suntem acolo să-l să preparăm. Îndepărtându-te de căldură, pierzi orientarea. Și ne spune aici cuvântul Domnului că focul este se acoperă în tine cu tot felul de uh, situații. Năvălesc, năvălește păcatul, vin poftele și îmbrăcămintea sfântă a lui Hristos este înlocuită, puțin câte puțin, scumpii mei cu un interes de lume. Atunci când ne îndepărtăm de, de Dumnezeu, urmează automat stația următoare care se cheamă lumea. Ne apropiem de lume, ne apropiem de modul, de gândirea ei și nu mai intrăm acum în cuvânt să dezbatem acest aspect. Atunci când deci ne îndepărtăm, primul rând pierdem căldura, nu mai simțim iubirea, nu mai simțim plăcerea de a fi împreună cu frații, cu biserica, în închinare, în trăire. Iar mai apoi, puțin câte puțin coborâm, pierzând, dragii mei, orizontul și linearitatea orientativă pe care ne-o cere Cuvântul. Coborâm standardele și spunem că nu mai este păcat, foarte ușor acceptăm și devenim irascibili, devenim la influența și la uh, șoapta Duhului Sfânt surzi și pur și simplu nu uh, mai reacționăm devenind inerți total. A patra formă de stingere a Duhului, scumpii mei, o găsim, așa cum anticipam, la o practică destul de complicată. Mergem în Levitic, vreau să citim din Levitic, capitolul 10, pune frumos. Și în Levitic, în acest capitol, dragii mei, găsim o lucrare extraordinară. Haideți să o citim, să vedem ce se întâmplă. Spune cuvântul Domnului așa. <coughs> Începând de la, de, la capitolul, de la primul verset. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu l-l poruncise. Atunci a ieșit un foc din ea, Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului stingem Duhul și murim spiritual atunci când amestecăm focul Duhului Sfânt cu foc străin. Când pe același altar, vă rog să fiți atenți, cine erau fiii lui Aron? Aveau o identitate clară, nu erau fite cine. Erau cu perspectiva preluării preoției de pline. Ce au făcut? Au adus la altar foc în vederea închinării. În vederea, după ce Dumnezeu le-a dat clar cum trebuie să fie jerfele lui aron știți, în capitolul 9, și a fiilor lui, este o specificație acolo foarte concludentă despre modul în care trebuie să te apropii de, de altar, fiilor lui aron au nesocotit calitatea uh, focului, au, socot, au nesocotit felul în care trebuie dusă tămâia și mai ales porunca lui Dumnezeu. Nu s-au pregătit pentru această lucrare, și-au amestecat pe altar focul lui Dumnezeu pentru jertfă, pentru lucrare divină, pentru legătura cerească cu focul propriu, al conceptului personal, merge și așa. Scumpilor, efectul este catastrofal. Atunci când introducem în, în practica scripturală și în viața noastră elemente străine, când începem să amestecăm când începem să compromitem prin trăirea noastră și să acceptăm forme de închinare străine, conștienți sau inconștienți, când păcătuim cu voia, în mod special cu voia, când păcătuim și nu rezolvăm problema originii focului, ci preferăm să-L amestecăm acolo cu jarul Lui Dumnezeu, flacăra Lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, uh, Tu vezi că așa sunt eu. Și începem să amestecăm tot mai mult, începem să ducem dragii mei, foc străin. Și învățăturile acestea ale focului străin, scumpii mei, se transformă în o travă. Nu mai putem să mai deosebim, nu mai avem ochii deschiși. Și revin, probabil obsesiv, la Cartea Apocalipsei, dar vreau să vă citesc un alt verset foarte important, scris ultimei biserici, cea care avea probleme cu temperatura spirituală. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, întotdeauna focul străin te conduce spre o identitate greșită. Să-ți vezi poziția eronat, să-ți vezi posibilitățile eronat și începi să amesteci și să spui, Doamne, îți mulțumesc că sunt și am de toate. Dar cuvântul lui Dumnezeu, în lumina focului divin, îți va spune, apropiindu-te, te vei reîncălzi, vei revedea cu ochii tăi și uitați ce spune aici. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, nu știi că ești și avem aici acele cinci stări. Cinci stări ale decadenței. Nu știi în primul rând că ești Ticălos. Nu știi că poți deveni și pot deveni nenorocit. Deci calitate și rezultat. Ticăloșene are ca efect nenorocirea. Nu vezi. Nu mai vezi, ai amestecat, amestecăm lucrurile, amestecăm păcatul de, de, din viața noastră cu închinarea din viața noastră. Venim cu cădelnița, bucuroși, la biserică, avem cădelniță, ducem focul și noi și ne rugăm, dar de fapt se pregătește focul care să ne mistuiască, pentru că amestecăm și ducem pe altar foc străin. Apoi, pe lângă scumpii mei, ticăloșenia care. pre care uh, precede acest amestec. Doar ticăloșii fac asta. Și se nenorocesc ca fiul lui Aron, mai vin trei stări dureroase. Nu vezi că ești ticălos, nenorocit, bogat, sărac. Nu mai ai nimic, crezând că avem. Apoi mai urmează orbirea și goliciunea. Focul străin aduce, dragii mei, altarul la deplin eșec, aduce altarul lui Dumnezeu atunci când este amestecat cu focul lui Dumnezeu la un faliment spiritual total. De aceea, în seara aceasta, scumpii mei, aș vrea să privim cu maximă seriozitate în fața vremurilor pe care le trăim, vremuri destul de complexe, să nu le privim cu ușurătate nici cu superficialitate. Ele sunt reale, sunt complexe, sunt dureroase și au ca țintă stingerea focului. Au ca țintă restrângerea tot mai mult a închinării Bisericii lui Hristos. Adevărata țintă va duce, scumpii mei, spre închinarea deplină, totală, a turmei condusă spre valea dura să se închine la zgomotul planetar emis de o anumită frecvență, la o anumită zi, la o anumită oră și toată omenirea trebuie să-l accepte, al va plăti cu viața. Biserica îi se spune, nu stingeți Duhul, pentru că prin Duhul vom fi răpiți, prin Duhul vom fi păziți de mânia lui Dumnezeu. Când mielul a luat din mâna dreapta lui Dumnezeu cartea, și-a început să-i rupă pecețile, cuvântul care a fost mânia lui Dumnezeu este acum gata să se desfășoare, să se uh, deslănțuie asupra pământului. Vai de cei cu altarul stins! Vai de cei care n-au avut grijă de foc! Vai de cei care au stat ignorând, au nesocotit, întreținerea și vegea asupra focului. Să știți, întotdeauna focul, atunci când să se face un campament, focul cere un om. Întotdeauna, ca să nu fi atacat de fiare sălbatice, sau mă rog, întotdeauna un om trebuie să stea lângă foc. De aceea ne spune cuvântul, fiți înțelepți și vegheați. Acel om, chiar dacă ceilalți dorm, atunci când îi se dă lui consemnul pentru veche, are misiunea să întrețină focul. Dumnezeu ți-a dat și mi-a dat această misiune pentru secolul 21, pentru anul 2021 și anii care mai sunt. Dumnezeu spune acum, întreține focul. Dacă nu îl întreținem, se stinge. Dacă ne urcăm cu picioarele pe el și nu avem grijă, aruncăm asupra lui tot felul de Îngrijorările îl sufocăm, îl înădușim. Scumpii mei, mai ieșe el fum cât mai ieșe, dar se stinge. Când aducem îngrijorările noastre, când ne punem noi în locul lui Dumnezeu și vrem să ne luăm noi stăpânirea supravieții noastre, focul se stinge. Focul se stinge prin a ne îndepărta puțin câte puțin. Nu mai simțim căldura, devenim tot mai reci, în relația cu divinitatea, în relația cu biserica, în relația cu frații, până acolo când ne va fi rușine să ne vedem față în față cu ai noștri. Și apoi încep să cobori, cum vă spuneam, da? Încep să cobori puțin câte puțin până când nu mai rămâne decât cenușă. Acolo unde era foc, acolo unde era căldură și lumină, acum a mai rămas și rămâne doar cenușă. Și patru, focul Duhului Sfânt se poate stinge atunci când îl amestecăm pe altar cu foc străin. Atunci când păcătuim, atunci când trăim o viață dublă, atunci când ne dăm în biserică sfinți cu focul divin, cu straele preoțești și îmbrăcăm straele Babilonului atunci când suntem în afara ei. Amestecul acesta are ca efect, la fel, stingere. Amestecul cu focul străin. Fie că la nivelul mental, prin tot felul de concepte și de învățături, fie că este la nivel fizic, prin practică și prin uh, primirea, acceptarea în viața noastră a tot felul de lucruri străine care nu sunt conforme standardelor moral-spirituale ale Bibliei, evident, se produce stingerea focului. Aceste patru elemente, nu am pretenția nici pe departe, dragii mei, că sunt singurele, nici pe departe, au prezentat doar patru dintre ele pe care le-am găsit cele mai uh, elogvente, cele mai demne de subliniat și care sunt cele mai comune în bisericile noastre, cu un efect, repet, catastrofal. Se apropie ziua răpii, se apropie plecarea bisericii de pe pământ, se apropie scumpimei ziua mâniei divine, care vedem că deja pământul, vedem cum pământul se pregătește și uh, parcă cu, cu, mâinile deschise, pământul acesta, societatea îi spune lui Dumnezeu, fie binevenită ziua mâniei lui Dumnezeu. Atât de mult va crește păcatul, atât de mult va crește, scumpii mei, urăciunea, nu doar a pustiirii, ci urăciunea. Dacă citiți în cartea Apocalipsului, eu, eu am rămas uimit. Am rămas uimit când am citit, după ce au trecut prin ce au trecut, mai ales primele peceți sunt catastrofale. Și oamenii, apare acolo o notă ca și o erată la răutatea și nebunia omului, zice că oamenii nu s-au pocăit și doar aveau motiv, aveau Evanghelia, pentru că au fost o mulțime fără număr acolo de, de oameni care au plătit cu viața lor. Dar scrie acolo, după ce au murit un sfert într-o primă fază, din, din, din locuitori, apoi mai moare încă o altă trăime și rămâi uimit. Oamenii ăștia nu s-au pocăit de curviile lor, de minciunile lor, de păcatele lor, pur și simplu parcă îl invită pe Dumnezeu. Mai mai, Mai dăne dă că noi ne ascundem în pește să cadă munții peste noi. Că nu mai este focul divin, scumpii mei, nu rămâne decât cenușă. Și nu uitați! Din nimic Dumnezeu a făcut totul, dar din cenușă nu mai face foc. Odată ce Duhul lui Dumnezeu este stins, rămâne hula, care îl compromite în mod direct și îl provoacă pe Dumnezeu la mânie în mod direct, spunându-i, Doamne, Tu n-ai făcut nimic în viața mea. De aceea, dragii mei, în seara aceasta încheiem aici, lăsându-vă timp și să ne luăm un timp de meditație serioasă la ce înseamnă focul Divin în fiecare dintre noi. La ce înseamnă apropierea față de divinitate. La ce înseamnă importanța ta și a mea ca preot, care trebuie să fie la altar veghiator și să țină focul cu flacără, înflăcărat de prezența divină. În încheiere, vreau să ne rugăm, am aici un, un bilet, fratele Macarie mi l-a scris, să ne rugăm pentru sora Nicoleta Gurban din Paris, mâine va fi operată de cancer. Domnul să se îndure și să se atingă de ea. Cunosc această familie, sunt plecați de mulți ani în Franța, Dumnezeu să se îndure de ei. Dacă mai sunt și alte cauze, vă invit să ne ridicăm și, scumpii mei, rugăciunea spuneam că întreține focul. Haideți să mișlocim pentru situațiile care le avem, dacă mai sunt și alte cauze, ridică mâinile înainte lui Dumnezeu. Te rog, Doamne, privește cu îndurare, cu milă, spre noi și lasă, Doamne, ca fiecare mână ridicată înaintea Ta să primească, Doamne, atingerea mâinii și a voii Tale. Și, Domnul, să facă vindecări. Domnul să aducă oameni la mântuire. Domnul să asculte rugăciunile voastre. Și, Domnul, să binecuvânteze biserica, să ne protejeze de această molimă. Să ne păzească copiii, așa cum spuneam, dragii mei, și să ne ajute să rămânem preoți puternici, plini de iubire divină și aproape de focul lui Dumnezeu. Amin. Intrăm cu toți în rugăciune.